Iată-ne ajunși aproape de finalul epistolei către Romani. Capitolul 16, ultimul, abundă de substantive proprii, care sunt poate pentru noi doar niște nume, dar pentru Pavel, care îi cunoștea pe fiecare, erau ființe vii, istorii de viață, destine individuale pronunțate clare, cu rol în planul lui Dumnezeu, atât pe pământ cât și în veșnicie. Abordându-i cu inima sa de tată și pastor, apostolul îi avertizează asupra învățăturilor greșite și a învățătorilor falși, dintre care unii își croiau drum cu obrăznicie chiar în comunitățile creștine. Fiți înțelepți în ce privește binele, din versetul 19, înseamnă că Pavel îndeamnă să se bizuie pe învățăturile din cuvântul lui Dumnezeu. Iar proști în ce privește răul, în alte traduceri găsim simpli, curați sau nevinovați, înseamnă să evite orice amestec cu răul și cu cei răi. Satan este în spatele acestora, bineînțeles, dar în scurtă vreme Dumnezeul păcii îl va doborâ. Amintiți-vă în acest sens și Geneza 3, versetul 15. Până atunci, împotriviți-vă diavolului, fiți treji, veghetori, curajoși, răbdători, le spune Pavel fraților săi din Roma, dar și nouă celor din România. Scriind această epistolă către romani din Corint, Pavel le transmite și salutul creștinilor care erau cu el aici. Timotei și Tertius, secretarul apostolului, care între altele așternea pe hârtie cele ce îi dicta Pavel, salutări și de la Gaius, în casa căruia găzduia, dar și de la Erast, un dregător important, precum și de la Quartus, dimpotrivă un frate anonim. Apropiindu-se de încheierea scrisorii, Pavel acordă întreaga atenție gloriei lui Dumnezeu. În această minunată benedicție finală, omul lui Dumnezeu pare că alege cu mare atenție fiecare cuvânt, îndreptându-ne întreaga atenție către Dumnezeu și către Duhul Său cel Sfânt, singurul care ne poate transforma în asemănarea Fiului Binecuvântat, Iisus Hristos. Citez versetele de la 25 la 27 din Roman 16. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință, a lui Dumnezeu care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Am încheiat citatul. Pavel se declară deopotrivă încântat și privilegiat să proclame taina Evangheliei, descoperită datorită lui Iisus Hristos și lucrării sale mântuitoare. Evanghelia și mântuirea au fost dintotdeauna în planul lui Dumnezeu. Le putem urmări înapoi pe firul istoriei până la începuturi. Dar mesajul parțial încredințat evreilor a fost completat și desăvârșit, descoperit și făcut disponibil tuturor celor care îl doresc și acceptă, fără deosebire de rasă, etnie, limbă, cultură sau generație. Și-am putea spune că se închide cercul. În primul capitol, menționând Evanghelia, Pavel pomenise despre neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință, Romani 1, versetul 17. Acum, după ce am trecut prin această scriere, putem spune că am înțeles ce înseamnă asta. Iar dacă nu pe deplin, reluați citirea acestei monumentale scrisori. Duhul lui Dumnezeu vă va lumina. La final să ne încurajăm unii pe alții să trăim în ascultare de credință spre slava lui Dumnezeu, singurul înțelept, prin Iisus Hristos, Domnul nostru.